Bun găsit, oameni buni, iată-ne, la 40 de ani de la un meci istoric pentru Universitatea Craiova, Știința a părăsit sezonul competițional din Cupa UEFA 1982-1983 fără să piardă. Universitatea Craiova a fost prima echipă din România calificată în semifinale unei competiții europene. Putem spune că Universitatea a deschis porțile României fotbalistice către vest. Alături de mine sunt doi oameni speciali. Doi oameni care au făcut parte din acea fantastică echipă a Științei, domnul Irodion Comătaru și domnul Sorin Cârțu. Bun găsit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Domnilor, aș vrea să vă adresez o întrebare fiecăruia. Cum a fost acel sezon și cum l-ați caracteriza? Păi, hai să încep eu să... Cred că acel sezon a reprezentat apogeul Universității Craiova în cupele europene. Din păcate, s-a terminat datorită regulamentelor care exista în acel timp. Și aici mă refer la faptul că nu am pierdut și datorită golului primit acasă în fost eliminați. Și bineînțeles că au mai fost și multe alte cauze care au dus la pierderea acelei calificări în finală. Și aici mă refer la meciul cu Italia, jucat cu câteva zile înainte. Și mai ales Universitatea Craiova la timpul respectiv era inima echipei naționale, să zic așa, unde jucau cel puțin 60-70% din jucători. Domnule Cârțu, cum a fost acel sezon? Îți dai seama că e o amintire așa, între și între, știi? Nici nu pot să spui că e și fericită, amintire frumoasă că s-a atingi la vremea respectivă cupele, semifinala unei cupe europene. Era ceva așa inimaginabil, să spunem, pentru echipele românești, dar e și tristă că nu a reușit... Maxim, am fost foarte aproape acolo să ne fi calificat în finală și apoi să fi dat finala cu Anderlecht. Și nu era echipă să nu poți să o elimini, dar exact cum a spus și Cami, a fost și regulamentul și tot ceea ce ni s-a întâmplat nou atunci după partida cu Italia, pentru că nu asta neapărat că a fost meciul ăla cu Italia și am jucat noi... sau cât s-a jucat atunci de la Craiova Maxima, cât au fost folosiți, dar în special perioada după, cea de refacere a fost prejudiciată rău de tot, având în vedere că am avut așa un bloc, ni s-a dat un bloc la deplasarea care trebuia să o facem la Craiova după partida de la București. Practic, trebuia să facem a doua zi și nici de cum imediat după meci, cu un autocar, cu un autobuz era de fapt, care ne-a expus la niște riscuri și exact aia s-a și întâmplat, să faci pană și să pierzi toată noaptea, ori după un asemenea efort, cum a fost și entuziasm și descărcare de adrenalină și tot ce a fost partida aia cu Italia, să pierzi și noaptea, a fost foarte, foarte greu după aia, pentru refacerea pentru partida de miercuri. De fapt, tot ceea ce ne-a lipsit la partida de miercuri a fost prospețime. Prospețimea, pentru că eram în joc și de fiecare dată, practic, ne mai trebuia așa câte un centimetru, câte doi, câte trei, ca să putem să finalizăm sau să dăm lovitura importantă. Spuneam că sunt 40 de ani și noi avem o surpriză. Așa cum se spune zilele noastre, vom face un fel de challenge. Avem 40 de întrebări legate în mare măsură despre acel sezon european al Universității Craiova. Însă sunt și întrebări pe care oamenii le vor gusta. Vor fi întrebări poate pe care dumneavoastră nu ați avut niciodată răspuns să le dați în fața camerei. Păi nu, chiar poți să le spui că nici nu știm ce e în... Sincer, nici eu nu le mai știu. În borcanul ăsta. Însă v-aș ruga ca fiecare dintre dumneavoastră să tragem un bilețel și să vedem dacă tot vorbim de perioada de 40, ne aduce iară în,
în starea aia studenților, cum eram noi la examene, ne-am săturat de bilete. Efectiv, când ai pus biletele, am avut așa o trăsări. Da, față de acum, care e invers, pe timpul ăla, nu zic, erau jucători, dar nu era organizare. Și acum okay. Puțin invers. Invers. Da, da. Deci, legat, haideți ia, să începem. Gami, tu ai început, te vorbești. Haideți, domnul Gămătoru. Te lasești oaspete. Că la emisiunea aia, Lumăruță. Te chiar vorbim că... Ce? Întrebarea era bine pusă. Dezamăgirea carierei de jucător al universității. Pot să numesc ca dezamăgire, bineînțeles că și acest meci a fost... Pe o parte a fost o bucurie imensă, dar și tristețea care s-a lăsat după aceea, pentru că eu am fost la un pas de să ne calificăm. Deci, eu aș numi-o pe asta, pentru că pe asta o să plecăm cu ea întotdeauna. O să ne revină tot timpul, că am fost la un pas de calificare în finala, adică și meritam la timpul acela. Domnule Cârțu, pentru dumneavoastră? Este. Marea realizare ca jucător al Universității Craiova. S-a întâmplat să fie două întrebări total opuse la aceeași. Da. Eu, ce să spun, ca fost fotbalist al Universității Craiova, întotdeauna am spus că m-am bucurat și așa de o șansă fantastică să fiu coleg cu asemenea fotbaliști, cu asemenea oameni și sigur alături de ei am realizat foarte, foarte multe și știți și voi, eu știu, nu prea sunt așa foarte bun la statistică, dar am văzut în ceea ce a spus voi mereu adunând reușitele mele, performanțele și tot ceea ce s-a întâmplat în cariera respectivă. A spune că sunt golurile care le-am dat ca realizare bună, pe știu, 107 goluri, pentru că eu vorbesc doar de meci, golurile din campionat, nu e cum să faci acum, că iei goluri. La fiecare meci. Nu, le ia de prin meciuri de cupă, meciuri europene și așa mai departe. Și am goluri în campionat, am goluri în cupe europene. Deci, prezența mea în tricou Universității Craiova este o mare realizare pentru mine. Ce scor ați prefera? 1-0 sau 5-4? Sau 5-4. Poate era o întrebare care era adresată domnului. Bă, tu le tragi pe ale mele? De ce ați alege? Păi, m-aș pune în locul suporterilor care ar dori multe goluri. Că fotbalul pentru asta e. Da, bravo. Pentru spectacol. Spectacol, da. Domnule Cărțu? Păi trebuie să răspund și eu la el sau nu? Nu, păi facem pe rând. Vreți mai ieșim, așa, le completăm. Dacă doriți, cu mare plăcere. Cine dintre dumneavoastră, dacă spuneam de bilete, nu luam și ochelarii. Cine dintre dumneavoastră încercați să mențină tonusul bun al echipei. Mai glumeț. Cine era mai glumeț? Da. Cristian. Cine dintre cei doi era mai glumeț și încerca să mențină tonul bun la echipă? Dintre noi doi? Da. Bă, să știi că... El era cu Caterin. Era mai cu ăsta, dar amândoi. Nu eram... Adică dacă e să vorbim între noi doi, e prea timp cu simțul umorului. Da. Ca mine, nu știu dacă am fost vreodată supărat sau... că eu eram mai așa, mai agitat, mai cu glume, mai cu asta, dar nu s-a supărat niciodată, nu eram între noi, nu știu, n-a fost niciodată. Cu Cami chiar că nu mi-aduc aminte să fiu vreodată supărat. Am avut o relație bună.
Păi, așa? Profita după mine, normal, și pe teren. Stăteam la spatele lui când dădea luptele. Acolo și el era lupta. Acolo. La... Îl băgam la înaintare. Da. Da. Nu, ne-am înțeles bine, chiar. Da. N-am avut niciodată. Vă rog, domnule Căpătaru. Camii. Da. Ce subiect. Meciuri în care am marcat ambii pentru Craiova. Și mai merg, că interesează multe meciuri. Că mult. Da. Vorbești de cupe europene, de ăștia, de cupele europene? Nu, sau orice meci. Da, orice meci. Multe. Nu știu, nu mai... menezați unul. Dacă păi să spunem, Steaua, cu Steaua, să spunem, când el a dat 4 goluri, am dat șut, am bătut atunci, cât a fost? 5? Da, exact, 3, după, parcă, ce, sau... după ce au câștigat, da, cupa campionilor. Dar a fost mult. Am jucat, sau înainte, nu mai mă aduc aminte, 5-4, da, cu... Chiar am avut o trazicere cu Duc Adam, că nu recunoștea că... Adică nu și-aducea aminte. Da, de meciul respectiv. Și cu un an înainte, da, jucasem, de-i dădusem eu 4 goluri. Exact, patru, da, goluri. Da. Și pe urmă a fost un an în care a dat anul următor. Se pare că eram cu Nea... Era Armeanu, Florin Alagian. Armeanu era și a dat 4 goluri. Da, și eu am dat al 5-lea. Ați închis tabela? Nu, n-am închis-o. Am dat unul dintre cele 5. N-a fost ultimul sau ăla. Top 5 echipe ale Europei care am jucat noi atunci la vremea respectivă. În perioada actuală este o întrebare și cu... Ale Europei, dar nu, da, spune actual. Nu, dar vă spun eu, este din perioada din prezent. Și avem o întrebare și legată de echipele de atunci. Din ăsta actual și sper așa pentru să ia cupa Champions, cel puțin ce joacă la ora actuală, putea să spun de City, da? Sunt ceva echipe care sunt în formă în campionatul lor, dar cred că City poți să o pui pe locul întâi așa și să sper că Real Madrid, vorbesc de cele care sunt în cupe europene și așa și impresia asta imediat acum, cu Milan, Napoli, chiar dacă, eu știu, întâlnirea dintre ei, ai văzut cum s-a terminat și aseară. Benfica, iară, chiar dacă e cu, nu are șanse, prima șansă cu Inter, dar e o echipă care, la ora actuală, în la Bayern München. Doamne Căpătaru, rândul dumneavoastră, la biletiere, la examen. Hai să vedem. Au fost momente când ați vrut să renunțați la fotbal și care erau cauzele? A existat vreodată în asemenea moment? Asta nu cred. Nu, întotdeauna mi-a plăcut și chiar am bifat 20 de campionate de la 16 ani jumate când am debutat în prima divizie până la 35 de ani. Puteam să mai joc, dar m-am retras în Olanda. Puteam să mai joc. Și aici poate... Am regretat că nu am... Puteam să mai joc și când m-am întors la Craiova, să zic, un sezon așa, ajutându-i. 20 de minute, o jumătate de oră, puteam să mai joc o repriză. Și chiar mai putem, dar așa a fost să fie. Aici. Cum era în cantonament înaintea meciurilor europene. Sigur, era un respect așa pentru fiecare dintre noi, ne respectam în funcție de, eu știu, starea lui de spirit și modul în care trebuia să se concentreze, adică nu îl deranjam, eram împreună, depinde și de meciuri, intram cu câte 2-3 zile, poate chiar mai mult așa, sau poate aveam meciul, să spunem, sâmbătă sau duminică și rămâneai în cantonament până la meciul de Cupa Europeană, în funcție și cu cine jucam. Dar atmosferă și de concentrare și de destindere, așa, când la plimbări cu filme, cu, știu, mers chiar și la teatru, depinde ce stare de spirit aveam la vremea respectivă. Dar, în general, era una bună, pentru că noi, fiind tot timpul în fiecare campionat, cel puțin cât am jucat la Universitatea Craiova, tot timpul era angrenat în obiectivele ăștia maxime, campionat și cupă. Și deci...
aveai întotdeauna o stare de spirit pentru a juca meciurile de cupă europeană. Domnule Cămătaru, dumneavoastră? Mâncare ca la mama acasă sau să vină de la un restaurant luxos? Totdeauna mâncarea de la mama, întotdeauna a fost cea mai bună. Dar din păcate nu mai am pe maică mea și acum o rezolvăm acasă și singur și soția. Ești tot mai bună acasă. Da. Care dintre dumneavoastră era mai conștiincios și care încerca să fenteze munca, antrenamentele? Aici nu. Dar să știi că nu prea. De-aia s-au fost și reușite la echipa asta. Pentru că se muncea la asta, la antrenamente și că nu, poate nu veneai tot timpul pregătit, mai avea eu știu câte o ieșire cu o zi înainte, o escapadă, știu, femei, ca băieții mai un șpriț ca băieții, știi, dar nu însemna asta că trece. Toate, deci, e bine, nu, înainte de a fi căsătorit, vorbim. Nu însemna asta că veneai să tragi chiulul. Adică mergeai cot la cot cu ei, dar nu. N-am fost niciodată reticent la treaba asta, nici eu, nici el. Și în general nu găseai în echipa noastră jucători care să fie reticenți la efort. Adică eram profesioniști și în afară și... Chiar dacă nu ne-a dat nimic de amatorism. Nu ne-a spus decât ne-au spus amatori. O făceam și pe aia bine, ce să mai... Dar una e una și alta e alta. Așa era. Se mergea pe deviza cine e om noaptea să fie și ziua. Da. Hai că... Păi dă 40... Păi sunt 40 de ani. Ați crezut în povestea cu Stromberg că nu are drept de joc și că Universitatea trebuia să câștige la masa verde cu Benfica. La început a fost așa o speranță că cu toate că nu era fair play, dar exista speranța aceea. Dar ni s-a risipit repede, judecându-se practic. S-a judecat la UEFA conflictul, să zic așa. Faptul că noi am spus sau am că un jucător nu parcă a avut două cartonașe galben la chiar Filipovici, dacă nu mă înșel, care am înțeles că o să vină și el pe la nu vizită, nu? Da, bine, erau niște speranțe, dar parcă te gândeai că un club atât de mare era diferența. Să pierdă, da. Să facă o asemenea gafă. Speranța moare ultima. Într-adevăr, am sperat așa, o săptămână, două, după aceea am început să... Da, adevărul că era și a fost și un jucător care ne-a surprins, într-adevăr. Da. Ce asta a fost? Era greu să se întâmple. Că ți-am spus, era clubul prea mare ca să facă o asemenea gafă. Ce jucător mondial din ultimul deceniu se aseamănă cu dumneavoastră? Nu știu ce să spun așa. Messi, vă spun așa. Nu m-am gândit. Cu fantezie multă. Dar nu m-am gândit așa. Nu că nu m-aș fi regăsit, dar nu, uite că nu, chiar nu știu să... Diferiți. Suntem diferiți pentru că nu eram un jucător cu viteză de deplasare, nu un jucător cu viteză de reacție, într-adevăr, dar nu de deplasare și foarte tehnic și acolo un careu cu decizii din ăștia pe care, ei, cum a făcut-o Ivana acum la ultimul meci, da, din ălea făceam, dar făceam multiple. El a făcut cam, nu știu, noi am mai văzut-o până acum. Da. Nu am așa... Păi, am fost unicat, bă. Hai că mi-i trage.
Da, frumos. În ce meci ați debutat la echipa mare și cu ce amintire ați rămas? Chiar la ce meci? Am debutat la un meci în 1970, după ce câștigase Craiova campionatul 74. În 74, toamna, într-un meci cu CFR Cluj. Un meci care s-a terminat la egalitate, 1-1. La Craiova sau la ei? Aici, la Craiova. Vreau să-mi aduc aminte că partea cealaltă, nu știu dacă ați auzit voi, juca atacant unul Adam, care era cunoscut în... Uh-huh. Celebru jucător de acolo, din zona... Și era cel mai vechi, cel mai tânăr. Adam, nu știu. Da, și... În acele meci, da, și cu ce amintire ați rămas. Amintirea debutului a fost frumoasă, după aceea... La câteva meciuri am reușit să marchez și un gol pe la Pitești, mă aduc aminte. Am debutat cu un gol, am câștigat cu 1-0 cu FC Argeș. La acela timp, Dobrin, era echipă puternică, FC Argeș. A fost o victorie mare atunci la Pitești. Asta era perioada antrenor fiind Constantin Cerneanu, și cu Neatică Oțet, Dumnezeu să-l odinească. Ok. Când și cum l-ați cunoscut prima dată pe partenerul, colegul dumneavoastră de astăzi? Păi, prima dată l-am văzut când am mers doi cu tineretul să facem un meci cu Progresul Strehaia, că el juca la... Da, da, da. Era copil și juca în divizia acela. Și noi ne-am dus cu Neatiti Deliu, ne-a dus... De ce le-am făcut o partidă acolo cu ei, ca să... Într-un fel așa, să... Relația, să întrețină relația cu... Și pentru, cu da, și pentru mine, da. Și da, pentru tine, da, da, pentru... Pe urmă a venit, eu n-am, el când a venit la echipă, exact ce spune atunci, cred că a fost prin, da, era ăsta, campionat 74. A luat să campionat. Da, 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 nu era în junior, la tinere, da, și eu după aia am plecat la Electroputere, n-am mai avut contactul cu Universitatea Craiova, cu echipa, am stat 2 ani la Electroputere și pe urmă am revenit, da, sigur. Noi știam în oraș, așa, nu era problemă să vorbim, dar noi eram în pregătire în la aceeași echipă. După aia începând din 76. Deci din 76, eu când am venit la universitate, erau 6 atacanți. Deci era Țară Lungă, Crișan, Oblemenco, Marcu, Cămătaru, Pițurcă și eu am venit al 7. Nu m-am speriat și... Păi mai era, da. Mincioagă... Ei, nu, ăștia au plecat. Plecaseră, da. Au plecat. Nu, ăștia, deci au fost 7 atacanți la vremea respectivă. Ok. Care era obiectivul sau unde credeți că veți ajunge la startul campaniei europene din 82 și 83? Da, noi atunci, ca să încep, noi am avut mai multe reușite și în Cupa Campionilor am jucat un sfert de finală, parcă, nu? Nu, am fost în toamna, în primăvară europeană. Dar era sfert de finală. Era. Da, Bayern München. Era mult mai... Deci, ca să continui, nu știu, că știați că la vremea respectivă cea mai puternică competiție era Cupa UEFA. Da, era... pentru că se calificau doar campioanele și veneau și din țări mai... Foarte mult. Iar în Champions League sau Cupa Campionilor, cum îi spunea, al treilea meci era în sferturi. Da, în sferturi, da. Da, sferturi era mult mai ușor. Și față de Cupa Cupelor, pentru că în Cupa Cupelor da, puteai să joci și cu exact, una din Liga 2. Când am început, într-adevăr, cu un adversar din Irlanda, parcă așa, la fost etapa a doua. Prima a fost Fiorentina. Fiorentina, Shamrock, Bordeaux. Da, dați seama că nici noi n-am crezut că o să ne ducem, fim serioși la timpul respectiv. Exact. Dată că aveam o echipă foarte omogenă și am fost un lot restrâns, dar foarte omogen și foarte valoros. Asta a fost...
Și faptul că am jucat foarte mult împreună și asta a contribuit la rezultatele care au fost. Dacă nu ai continuitate în câțiva ani, n-ai cum să faci. Din 76. Da. Să faci rezultate. Fiți jucători, cum poate și aici. S-au întâmplat multe... Faptul că vinzi și aduci alții, nu. Asta nu înseamnă că poți să câștigi. Oricât de bune ar fi jucătorii respectivi. Omogenitatea este fantastică pentru să cunoască bine, să știam relațiile între noi, absolut totul. Deci, cam asta a fost la vremea respectivă. Top 5 jucători ai lumii din toate timpurile. Eu întotdeauna, știi cum era atunci, cine e mai bun, Pele, Maradona, sau eu știu, s-au fost discuții tot timpul peste, da? Mie îmi plăcea, eu nu spun, e puțin, bine, ai spui 5 jucători așa care să-ți placă, că pentru că e propriu spus să vii, mi se pare aiurea să vii să faci tu în clasă, să spui că ăla e mai bun ca ăla, tu, că e dificil așa, nu e... Dar așa mie ce mi-a plăcut. M-a plăcut Cruyff, așa pe întâi, Maradona, Messi. Practic, parcă nici nu le-aș pune așa într-o oră. Da, aleatoriu. Înțelegi? Van Basten, Ronaldo. Brazilianul sau acesta? Amândoi, putem sau... să-i spune. Sau Ibrahimović. Deci sunt mulți, n-aș face numai 5, dar ți-am spus, nu nici amalgam, dar spun așa din ce m-a impresionat pe mine și mă bucur că am fost, cum să spun, contemporan cu ei. Adică, bine, în afară de Pele, nu l-am apucat să-l văd, dar pe ei toți am urmărit, chiar dacă, eu știu, pe vremea respectivă a unora dintre ei, cum erau Cruyff, vedeai mai, nu era aceeași posibilitate să vezi cum vezi acum fotbaliștii sau cum vezi echipele mari, cum era Ajax, dar aveam posibilitatea aia de antene, de astea, sârbi, bulgari, care dădeau mai mult fotbal decât noi și urmăream, dar pe mine, Cruyff așa a fost o mare, mare, mare fotbalist. De-aia și am început cu el. Care a fost cel mai frumos gol al în tricou Universității și dacă îl puteți detalia? Greu de asta. Unul care v-a rămas spun eu. 130 și ceva de gol am marcat. Da, bine, nu un campion, dar vrei să spun eu unul mișto? Ăla de la Pitești cu Dinamo. Da. În cupă. Mamă, i-a dat un stâng cu exteriorul. Exact, asta, da. Dintr-un colțul lui 16. Multe aia, am, da, multe. Dați seama că am marcat aici vreo 130 și ceva de gol. Greu. Și a trecut mult timp. Unelele mai mi-aduc aminte, da? Multe... Asta a spus, noi avem o mare prejudice din punctul ăsta de vedere, că n-au fost filmate. Cu... Exact și asta a fost. Și de... să țină într-un fel să le dai, să țină puțin și vie memoria asta a noastră și plus și pentru lumea asta tânără, pentru... Pentru mine. Pentru toți ei tineri, deci, pentru că... Mai bine zis, nu exista marketingul ăsta pe timpul ăla. Nu vreau să dau nume, dar vezi, voi ați crescut cu X, cu Y, nu ați crescut cu Cămătaru, cu Cârțu, cu Balaș, cu, eu știu, Marcel Răducanu, sau ce era și el. Și vă spun eu că sunteți pierzători. Uitați și vă spun, nu, acum, fără falsă mătăși și nu... Dar... Așa e. Goluri deosebite și faze și da, se dădea meciul și pe urmă să mai filma câte un ansamblu folclorii peste, se trăgea peste banda respectivă. Craiova maximă, Steaua 86, România 94. Nu întrebăm care a fost mai bună, că poate suntem subiectiv. Ce a avut una și le-au lipsit celorlalte? N-aș spune, ți-am spus, nu e bine să spunem, domne, că ăla e mai bun, aia e mai bună sau decât alt, pentru că fiecare dintre ele a avut, eu știu, unicitatea ei, să zicem așa, caracteristica respectivă, calitate. De exemplu,
Noi aveam niște individualități extraordinare. Dar zic eu totuși că n-am avut jocul stelei, din 80, ca joc colectiv, să spunem. Vorbim de România 94, iară niște individualități, niște super, foarte buni fotbaliști, crescuți într-o epocă din asta ceaușistă, între epoca asta dinainte de 90. Și cu educația respectivă și cu, eu știu, mentalitatea respectivă. Dar toate trei, chiar, fost continuatoare. Adică, eu ți-am spus, de câte ori am mai vorbit, am spus că noi am învățat, practic, echipele românești la fotbalul de mare performanță, vorbesc de echipele de club, pe care Steaua, practic, a continuat. Putem să spunem și Dinamo aici, să știi că și Dinamo a avut echipă foarte bună atunci, cu Nea Mircea Lucescu și ce a jucat semifinală sau finală. Cu Nicușor, mă, cu Nicușor. Nu, eu vorbesc de asta, cu Sampdoria, când au fost aici. Da. S-a destrămat acolo. Da. Foarte, foarte bună și Cupa Cupelor. Și calitate. Juca și calitate. Adică cam toate au luat una de la alta, așa practic au fost continuatoare. E greu să le pui, ți-am spus, hai să le punem pe balanță ce e mai bună asta sau aia, pentru că fiecare a avut caracteristici diferite și calități, dar calitatea a fost de foarte bună. Da, și ce vreau să continui aici, că fotbalul în România, să știți că s-a făcut, adică marile performanțe s-au făcut, le-au făcut echipele care au fost crescute în comunism, după ce capitalismul n-a produs nimic. E o chestie asta, la modul că tineretul din ziua de azi, cum a produs puțin 94, dar veneau cu educația. Asta spun, da. Toți erau din perioada celelalte au fost. Asta spune multe, la modul că mentalitatea la noi, de fapt, noua asta, cum să vă spun eu, întâi la fotbal trebuie să dai și după aceea să ceri. Acum e invers. Cer și când... Să pleci pe premiza aia că e o dictatură liber consimțită la fotbal, să știi. Dacă nu se face așa, trebuie să o accepți. Democrația poate păi nu e. Viitor, fotbalul mai nu mai e durează. Nu e democratic. Da. Nu e nici la vestici, nu e democratic acolo la echipă. Hai să continuăm asta. Cel mai frumos stadion pe care a evoluat. Am evoluat. Am jucat atâtea stadioane. Wembley, da. Wembley, unde am și marcat. Da, meciul cu Anglia. Așa se spune că e templul fotbalului. Wembley era atunci. Cine a fost cel care a luat cuvântul în vestiar după meciul retur cu Benfica? Nu prea vorbit nimeni dintre noi, ce n-aveai ce să, n-aveai cu cine să vorbești, ce să vorbești, că toți eram în lac. Așa, singurul care, cel care a vorbit a fost Neacon Năstroie. A venit și ne-a îmbărbătat și ne-a blestemat. Adică să dea Dumnezeu de astăzi încolo să, în fiecare an, să ajungeți în semifinale și să le pierdeți. Știi? Adică era un blestem din asta totuși pozitiv. Pozitiv, da. Sub formă de glumă la. Atâta. În rest, noi n-aveai. Eram prea varză toți și prea dărâmați. De fapt, nu am pierdut asta. Da, nu. Am pierdut șansa să ajungem în final. Da. Cine a fost idolul? Tinereții ar trebui să și poate va influența să veniți la fotbal. Da, aici încep... Când eram pe la Strehaia și aveam pe fratele unuașului, îl chema Marcel Pigulea și juca cu Dobrin la FC Argeș și fiecare iarnă știu că veneau acolo și făceau și antrenament pe stadion și de mic am luat contact cu el și bineînțeles că l-am avut și pe Dobrin. Faptul că am jucat o perioadă cu Jean-Pierre Lăsați era de la Dobrin luat. Și bineînțeles, după aceea l-am avut ca idol pe Oblemenco, care venind la taică-miu de mână la meciuri,
L-am văzut și am avut și șansa după aceea să joc cu el în echipă. Vă dați seama, să deputez cu el să-l am și antrenor după aceea. Să stătea cu tine la mult la individualizare. Exact, da. Plus că și faptul ăsta. Asta nu e o greșeală, că să stea la individualizare. Acum nu mai face nimeni individualizare. E chiar indicat. Că, știți care, imediat nici nu apucă să și pleacă din stadion. Atunci noi rămâneam și câte o oră. Să spun că supliment. Și eu în tot timpul ăsta, cariere și ce am văzut și ce am... Eu n-am văzut om să dea cu capul cu un dădean în probleme. Mi-aduc aminte că cum îl învăța și pe urmă și Camil. Cum a fost, cum a dat, poate acolo, bravo. De, am și chelite. Dar o chestie în care ți-am spus din adevăr, sfaturi care îi le dădea. Iar Nanelu cum a dat gol, n-am văzut de când ți-am spus. Ori eram eu mic și eram așa încântat și îmi rămâneau întipărite, dar ți-am spus. Rar am văzut goluri din astea. Așa e. Da. Eu? Da. De ce ați făcut fotbal și dacă nu era fotbal, ce altă meserie v-ați fi dorit să faceți? Am făcut fotbal. Am fost talentat și mi-a plăcut fotbalul. Îl făceam de... Așa organizat, nu l-am făcut de... Cred că 9-10 ani am venit la prima dată la universitate. E o poveste așa veche, când am spart o minge și s-a supărat Nagi Căscăieșteanu pe mine. Am plecat orgolios și nu știu, și m-am dus la școala sportivă. Practic și ca puș și ca junior, după aia la școala sportivă mi-am făcut, eu știu, ucenicia și de acolo pe urmă am fost iar adus la universitatea și iar am avut periplul ăsta, am jucat numai la echipele din Craiova, practic. Numai am debutat la senior la Electro și pe urmă am continuat la universitate. Și ca antrenor după aia și toate astea am fost legat foarte strâns de Craiova. Bă, dacă n-aș fi... Bă, nu eram fraier la școală, să știți. Am intrat la liceu chiar și jucam fotbal atunci. Am intrat al 19-lea la Titulescu. Așa că... Da, mai bine că am jucat fotbal, că așa eram un foarte bun, eu știu, inginer, economist sau nu știu ce, care... Da, nu știu, aveai... atâta faimă și atâta liniște sufletească cum am avut ca fotbalist. La ce echipă din Europa ați fi ajuns în 1983 după semifinala cu Benfica dacă ați fi avut voie să plecați? Eu nu știu dacă știți, dar am avut o fetă chiar de la Benfica. Imediat s-a ajuns și până la Ștefan Andrei, care era ministru de externe. Că aminte că ei interveniseră printr-un tot ministru de externe, Mario Soares, la timpul respectiv. Dar am fost invitat la un meci la Benfica, Daluz, stadionul care îi poartă numele, s-a extins, l-au făcut de vreo 120.000 de spectatori și m-a invitat la... a făcut un meci cu o selecționată a lumii, să zicem așa și eu. Am jucat și o repriză acolo. Că aminte că am plecat de la Monaco. La Monaco. Da. Jucând noi la Monaco, după meci am rămas și am plecat la Lisabona. Deci, ar fi fost frumos atunci, dar din păcate n-am... Nu se putea la vremea respectivă. Să puteți să plecați așa. Da, nu dădea voie regimul, cum era. Și... poate nu s-ar fi ajuns la niște performanțe ale Craiovei de tipul ăla dacă n-ar fi dat voie să plecăm. Nu mai duram mult atunci, da. După aia, Sorine. Atunci deja... A, nu, eu nu vorbesc, dar așa era greu de făcut o echipă de tipul... După aceea și la noi a început, vă dați seama că dacă nu s-a adus și nu s-a mai... Eram o echipă universitară și... Erau și greu să intre în... A început echipele departamentale după aceea. A fost. Fiorentina, Bordeaux, Kaiserslautern, Benfica, care s-a simțit mai puternic? Da, îți dai seama, în funcție de etapele cu care jucai cu ele, au avut, am zis, vorbeam și înainte, vorbea Cami,
la partida cu Fiorentina, dacă ne spunea cineva că a fost 1-0 la pauză și într-un meci, prima repriză a dat Țicleanu o bară, dar a fost un meci așa în care mai mult ei au ieșit în evidență decât noi, știi? Și dacă cineva ne spunea la pauza jocului că, băi, nu fiți supărați, intrați în teren, că voi o să ajungeți în semifinale în cupa asta, aveți de treabă, acolo o să vedeți și face, că pește a eliminat, am zis că e nebun, știi? Și culmea că după aia, când a început repriza a doua, am făcut o repriză fantastică, poate una dintre cele mai bune. Dar ți-am spus, fiecare, da, bă, așa puternic, mi s-a părut Kaiserslautern, a avut și care chiar a avut, bine, ne-a și prins într-o postură din asta, fără fundași centrali, cu improvizații în zona respectivă, mijlocași și, eu știu, Țicleanu operat, erau niște, dar și-au avut o perioadă în care chiar ne-au dominat foarte tare acolo și când era 3-0, vezi, au fost niște momente, pauza cu, am spus, cu Fiorentina sau momentul ăla când era 3-0, minutul 50 pentru Kaiserslautern, în care niciodată n-ai fi crezut că o să, au la 3-0, mai puteai să crezi că la Barcelona, Kaiserslautern. Dar v-am spus, acolo zic eu că a fost și faptul că ăla a ieșit afară, Brighel, atunci Camin n-a mai fost obligat să mai, să facă faza aia dublă atât de mult cât aia și pe urmă și-am prins și noi putere ofensivă atunci. A ieșit mai mult în evidență și ușor, ușor ne-am dus peste ei și am dat. Dar ți-am spus, din punctul meu de vedere, Kaiserslautern cred că a fost foarte puternică la vremea respectivă. Da, e o bună întrebare. Fotbalul copilărie sau cel tehnologizat cu intervenția VAR și toate modificările făcute. Eu aici sunt cu fotbalul copilăriei. Mie mi se pare o porcărie asta cu VAR și cu toate astea care se întrerupe meciul câte 10 minute. Faze care nu le deslușesc nici cei care sunt în, acolo în camera de VAR. Deci eu... Aia, ne-a luat frumusețea fotbalului, după părerea mea, cu tehnologizarea asta, să zicem așa. Chiar dacă sunt meciuri, și aici e frumusețea. Pierdute la faptul că nu s-a văzut acolo unghiul și că un deget era în față și mi se pare normal. Nu vreau să-l contrazic. Da, poate. Aveați puncte mai multe. Dar nu știu dacă... Mamă, eu, îți dai seama, eu ca fost antrenor și care am pierdut foarte multe performanțe. Dacă... Fundașul care v-a dat cele mai multe bătăi de cap și dacă a fost cel mai dur. Iar dacă nu, care a fost cel mai dur? Vorbești de cupe europene sau cupele așa? Europene, da. De cupe europene, nu? Tot, pe la italieni. Pe la italieni, așa, nu știu. Feroni, parcă îl chema, nu mai știu, fundașul dreapta din zona respectivă, știi că mai schimbau între ei și ăsta. Era dur, era greu să joci contra unui fundaș din ăsta italian, că să țineau, erau la, și în vremea cel puțin cu noi au jucat și om la om, adică au fost chiar, că v-am mai povestit, eu am făcut noi o schimbare, eu cu Ilie, l-am trecut, a zis, treci tu ataca în stânga, trec eu mijlocaș și practic jucătorii veneau, aceiași jucători veneau după noi, știi? Și, era marcajul da, da, da. Și în toată întreaga carieră, care a fost cel mai greu fundaș, cel mai dur fundaș? Băi, așa, dădeai de fotbaliștii de calitate fundaș, era Sameș, să spunem. Nu era dur, dar știa jocul și se putea combate, a fost un mare fundaș central după... La Florentina nu jucau ea, care își câștigaseră cam Argentina. Da, Pasarela. Câștigaseră campionatul mondial. Bine, Bertoni, n-am fost... Erai mai mult... Pasarela era în zona centrală, era mai mult pe la tine. Știi, dar eu da, pe zona respectivă... Foarte puternic, da. Chiar dacă era mic așa, era foarte da, bună. Da, da. Da. Cum mai fur din ele? La câte două. Ce aici? Un film de acțiune sau o comedie spumoasă? Care a fost, adevărat că... Care a fost ultimul film?
Eu nu mai țin minte. La Netflix? În fiecare zi mă uit pe Netflix. La Netflix, acolo. Atunci, da. Da. Netflix. Foarte mult, Netflix, deci, da. Deci, Netflix. Da. Da. Cam bine, știi. În ce țară ar fi, în ce țară ar fi rămas înainte de unul dacă ar fi avut această tentație? Băi, nu m-a încercat niciodată o chestie de asta, că v-am mai spus, eram într-o situație din asta familială care nu... Mă gândesc, dar dacă aș fi avut, eu știu, o, altfel de situație familială, mi-ar fi plăcut să rămân. Pe Italia, pe ăștia, că era mai apropiat așa și era o țară care mi-ar fi plăcut. Dar n-am avut niciodată, n-am fost tentat, deși am fost curtat, să spunem, atunci când am fost cu echipa națională de la Kaiserslautern, am jucat cu naționala B a Germaniei și am jucat bine, am dat gol și tot au urmat a doua zi, cum să spun, au fost curtenitori, încercau cu, și chiar mi-au propus, dar nu. Dar ți-am spus, situația mea familială nu m-a făcut niciodată să mă gândesc asta și am spus nu. De aia n-am plecat nici din oraș, dar vă aminte să plec din țară. Să mă arăt. Da. Antrenorul care v-a dat cea mai mare încredere. Păi aici aș începe cu Cernăianu, care m-a văzut în mine și a insistat pe ce de la deputat și la 16 ani și jumătate. Pe aceea, ușor, ușor, jucam aproape la fiecare mers sau cel puțin o repriză. Deci eu l-aș numi pe Cernăianu și pe Neatiti, pe Constantin Deliu, că nu știu, nu las pe Sorin, îl știa. Da. Care era și el atunci un mare antrenorul de la tine. Mare pătimaș al Universității Craiova. Sufletism mare, da. Deci asta. O caracterizare a prietenului dumneavoastră Cami, cărțul sau invers, da. Ți-am spus, practic am vorbit și înainte. L-am avut coleg foarte, unul, chiar îți dorești să ai asemenea jucători în echipă și cu spirit din ăsta de colegialitate, un tip care niciodată nu te deranja, își vedea de el cu treaba lui, practic nu interfera, eu știu, cu problemele tale, dar a spus, simț al umorului, foarte prietenos, așa, în momentul în care, și săritor așa, dacă la, nu sunt vorbe de complezență și că e aici, dar eu chiar l-am simțit așa ca pe un coleg super, în prieten, așa, în toată perioada respectivă. Și după, și... Eu zic că la spovedanie, puțin, așa, da. Păi ce, s-am fost prieteni... Păi ce, vorbești după biletul meu? Sau... Nu, parcă nu era... Vreau să spuneți și despre... Te vezi? N-ai înțeles acolo, da. Ia vorbește. Ce să zic? Faptul că a început el cu atâtea complimente mă face să mă roșesc acum. Sorin îl știe toată lumea, un băiat cu mult umor, tot timpul așa a fost. Și acum la bătrânețe, la fel, la acolo, simpatic. N-aveai cum să te cerți cu el sau fotbalist de excepție. Doar că mai stătea, știa să se deplaseze acolo pe unde eram eu și... Aia, da. Știa să o... Uite că aici am uitat în caracterizare, spus că ai mai fost de mare ajutor. Da. Știi că chiar am eu avut cu odată bătăile și el nu, chiar mai culegea... Am avut odată o discuție cu Nemircea Rădulescu sau nu știu ce, a fost o treabă din asta de... mai înțăpată și i-am reproșat că a plecat Camila Dinamo și atunci ce, e greu pentru, și pentru noi.
la el alți. Da, greutatea vezi, s-a împărțit. Trebuie să nu dau de întrebare. Da, da, fi. Da. Trage. Nu? Da. Trebuie să-i rândul ăsta. Ah. Cărui portar ați vrut neapărat să-i dați gol și nu ați reușit. Asta, nu știu, eu aș fi vrut să le dau la toți. Doar că, nu știu, n-am avut. Deci, despre pe cineva să... Le-a marcat la mulți portarii de elită și în România. Și... Cel de la Benfica. Da. Ce vezi? Da, de la Benfica, da, poate. E, vedeți cum... Mă aduceți aminte iar de meciul ăsta cu Benfica, care mi-a spus că sunt faze și asta care o să le luăm cu noi, mai ales la momentele acelea când am condus și am avut o ocazie imensă la 1-0 să fac 2-0 la aici. Dar a intervenit, nu știu, oboseala poate, scoasem cu Italia atunci. Ceva de... Asta. M-am oprit, adică scăpasem singur și m-am oprit, am crezut că a ridicat fanionul. Ei, și el, ai vrut să dai cu dreptul. Și a venit și fundașul. Da, și a venit și m-a blocat, așa este. Totdeauna sunt momente care... Fracțiuni de secundă, ce să mai... Sunteți suporteri, ce întrebare i-ați adresat lui Cami, probabil, nu? Da. La suporter. Ce îi plică mult la Dinamo? Da, bună întrebare. Păi de asta păi dați suporter! O căutam aici. Bă. Da, mă, da. Păi ce știai din întrebări? Ți le-am mai spus. Că băi, cei care au făcut întrebările o să pună și din astea. Da, te-am întrebat. Ce îi plică? Da, am plecat. Să știți acum să vă spun ce știi. Deci am plecat că poate și tu aia știe, dar... Am vrut să joc afară. Asta a fost. După 11 ani de aici și știe și el că a început o perioadă în care ușor, ușor echipa se puțin adică slăbise, ce să mai... Momente care mai era nici Bala ce era accidentat, Cristian era pe la scor nicești, pe la asta, erau mulți care nu mai... Da. Și, tu ai... Ai plecat după Ștefănescu sau... Ștefănescu, nu, exact, nu știu exact. Păi Ștefănescu, stai, ba da, da, păi stai, că Ștefănescu a plecat după... Ba nu, după Sarajevo. Tu erai aceea cu Sarajevo? Ai fost cu Sarajevo, da, n-ai dat gol, da, bravo. Da, da, da. Da. 80 vara aia, probabil. Da, atunci. Dar eu vă spun cuvânt de onoare, că pentru asta am să joc afară. Ei mi-au garantat că s-au ținut de cuvânt. Da. A fost super. Erau singurele echipe care... Nu am cerut absolut nimic decât să joc. A fost așa, a fost. Condiționată că după 3 ani de zile îți dăm drumul să joci afară. Ceea ce s-a și întâmplat. Ce asta a fost? Adică avusesem ofertă de la Benfica, fiind la Craiova, de la... Nu s-a putut realiza absolut nimic. Și am considerat că acum, știi cum e, după 11 ani de 11 campionate la Craiova, să am și puțină libertate să ies. Ați văzut că fotbalul e o perioadă scurtă, care pe aceea drag. Lumea te uită, sau nu știu. Eu sunt la rând. Da. Da, da. Am fost suporter, mai devreme. Da. O suporter. Primul lucru cumpărat cu banii câștigați ca jucător al universității. Și vreau să vă spun că, nu știu dacă știți, atunci erau promisiuni, de exemplu, jucam pe promisiuni, jucam. La modul, vreau o mașină, ni se spunea, dacă câștigați cupa și campionatul, nu mașina, aprobarea, că așa era pe timpul. Nu puteai să cumperi mașini decât cu aprobare. Și mi se promiteau. Așa am și luat mașină. Mi-aduc aminte de la ministrul Ștefan Andrei, da, de externe, care el ne mai ajuta. Câștigați campionatul și cupa. Și vă dau aprobări de... Nu mașina. Aprobări de mașină. Aprobări da. Să puteți cumpăra. Da. Și așa a fost. Deci momentul, meciul care a pus capăt generației Craiova Maxi. L-am spus înainte. Gala cu Zelezniciar. Deși și atunci, bine,
ne-a prins într-un moment, returul ăla în care mulți jucători accidentați și n-am putut noi să fim aia. Da, după un meci fabulos aici, la 2-0. Te aduce, da, te aduce aminte. Fabulos, că nici tu n-ai jucat la retur. N-ai fost, acolo nu? N-am jucat. N-ai jucat. Ai fost accidentat, negrilă. Ai jucat aici, cu mâna ruptă, Beldeanu n-a jucat, Donose iară nu știu. Dar nu, au fost foarte mult. Ei, când ne-au prins atunci, ne-au prins, dacă n-am putut ni să îl băgăm pe, să joace Adrian Popescu, care era un jucător de pe bancă, cam întotdeauna îl puteam să folosim în multe și nici la meciul ăla a fost și el accidentat. Ne-a prins într-o poziție foarte... Asta ăla a fost meciul care a rupt. Că de atunci, după aia, pleca și Costică, pleca să deja Balaci, Donose, Crișan, chestii din ăștia. Sigur că aveam niște copii buni care puteau să locuiască. Mă, era Adrian Popescu, Cioreanu, venea Gică Popescu. După aia ușor, ușor a venit. Vorbeam de meciul de la Monaco. Știi, corect, Gică, așa e. Dar care sunt doi, dar mai cer trecut ceva timp. Dar ăla a fost meciul. A făcut varză. V-aș vrea să mai continui și faptul că nu s-au organizarea lăsat de dorit. Că noi nu am mai pus ochii pe jucători să mai aducă tineri din alte părți. Am înțeles, de acolo a început să se destrame și faptul că nu se aduceau jucători. Dar și lumea cam e și da, alții. Și nu, fost, le era vremea, teamă să la vremea respectivă erau discuții chiar Klein, nu știu ce, și Hagi a fost pe aici. Da, mă, dar nu nici ei nu ezitau să vină, că spunea, bă, vin atacant, mă duc, ce să fac, să joc, pot să joc în locul lui Cămătaru, sau în locul lui Bala, sau în Bala. Și atunci, nici nu, se căuta tot din pepinieră, din ăștia care și acceptau o situație din ăstea, știi? Da. Tira, trage. E una din vânătorul de cerb, știi, că stătea, trage. Dacă nu era meciul cu Italia, exact, cu Italia pe 16 aprilie, cu 4 zile înainte de returul cu Benfica, se califica Știința. Asta putem să o luăm noi ca o cauză, dar asta nu se poate ști dacă... Dar într-adevăr, eu zic că a contribuit imens la modul că a fost un meci fantastic, de ne-a consumat enorm de mult cu Steaua, cu Italia, unde noi am fost... 7 sau 8 în teren. Au fost mai mult. Sau mai... 10, cam așa au fost. Nu, care au jucat în teren, vreau să zic. În teren, da. Da, cam așa. Da. Vă dați seama, un meci de... Păi eu am jucat mai puțin. Da. Dar în rest, toată lumea a jucat... Un om și psihologic care a fost pregătit cu 10 zile înainte, am stat numai pentru meciul acela, vă dați seama. Și după aia, la 3 zile să joci cu... Țicleanu, de exemplu, n-a jucat. Era suspendat, dar totuși a fost în cantonat, pentru că era o chestie în care atmosferă și tot din asta de unitate de grup și ăla care trebuia după meciul ăsta pe urmă să joci în Suedia, în alte cu cehii și așa mai departe. În orice caz, dacă aveam, că nu am avut prospețime la acel meci. Asta aveam o altă putere pentru partidă, clar. Și eu cred că ne calificam, stare dacă noi am putut, acea. Am făcut 1-1, puteam să și batem. Ați mai discutat cu vreun adversar de la Benfica ulterior în anii distanță? Nu știu, nu am mai avut șansă să ne mai... Noi am încercat, acum că continui atunci când eram consilier la primărie, am încercat să facem un remember aici. Am și fost la Lisabona să... cu Solomon, nu știi, că am încercat să facem aici un meci și greu de realizat. Erau foarte mulți jucători care nici nu mai aveau contact cu ei. Stați, dumneavoastră ați tras? Poftim? E rândul domnului Cămătaru. Voiam să vă întreb cum v-ați întâlnit cu antrenorul celor de la Benfica la câțiva distanță într-un cantonament. A, cu ăsta, nu, am fost, da, bravo. Da. Am întâlnit cu Eriksson. Da. Am fost o chestie din asta organizată la Iași. Și a fost invitat și am discutat. Și m-am întâlnit foarte la, într-o vacanță în... la Lisabona, în stațiunea aia lângă Lisabona. Estoril. La Estoril, da. Un mijlocaș care a jucat cu noi. Da. Dacă mai spune mijlocaș, da.
Același hotel am stat cu da. La fel și cu ăsta, ți-am zis, cu Ericsson, adică am, atunci la Iași am discutat foarte mult și avea foarte multe, deci vii imaginile în minte de partida respectivă, chiar am fost surprins, el care a avut un, a fost așa un antrenor de periplu mare, de tot. E și o poză cu dumneavoastră și cu... Da. Ok, da. Dar unde a fost asta? În Antalya, într-un antrenament, da, antrenor, da, era cu echipă din China. Din China, da. Pa. Da, 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 uite, vezi? Da. Aici, deci, întrebarea numărul 37. Cea mai frumoasă deplasare cu Universitatea Craiova sau echipa națională? La vremea respectivă, eu zic că toate deplasările erau frumoase pentru că se pleca greu. Și abia așteptam să plecăm și erau mai făceam tentați. Și noi câte una alta pe acolo. Cu... Erau lipsuri, pe acolo le găseam. Ba, o pereche de bluși, ba... Multe lipsuri erau la vremea respectivă, da. Dar eu spun că orice deplasare era... Știi că noi da. Întotdeauna și când obținem... Chiar ne băteam pentru deplasări. Și unde, da, ne, da. Unde ne duceți? În ce pregătire mergem? Ba, bravo, că asta vreau să zic. Să știi că era ca o, nu ca o primă, dar ca un țel așa pentru noi să facem... Ba, era o recompensă. Să, da, să facem calificare ca să putem să mai ieșim afară. Eram supărați dacă ieșeam într-o țară de asta comunistă să... Noi ne vroiam din ăla, Germania, Franța, nu contea că dădeam cu echipe a, puternice. Haide, nu, chiar și acolo, pe... eram da. Cu Libanul, cu ăia. Bine, aia era de, de cum să spun, de pregătirea, pregătirea. Nu, a, să facem nu, cantonamentul. Da, da, da. După aia era altceva, dar așa că în cupe europene, câtele nu ne, ne interesa ce. La banii din care cum... aveam noi, Libanul se da. Înseamnă, ce să aveam 100 de dolari la vremea aia. Top 3 jucători din această campanie europeană, 82-83, a noastră, de, da, cam, da. De la noi, de atunci, top de, jucătorii noștri, sau din, cu, din aia, din adversarii care, păi, îți dai seama că, hai să spunem așa, deși a fost Fiorentina, aveai Antonioni, păi aveai Bertoni, aveai ăsta, Grațiani, Bertoni, în Pasarela, pe urmă Bordeaux și vârful ăla, da. La Comp cu toți, cu Tigana, cu Trezor și cu ăsta, cu Kaiserslautern, Briegel. Brehme, Brehme jucat. Brehme, da. Mă, era foarte greu de făcut. Dar ți-am dat așa jucători din ăsta, o, ți-am enumărat așa o, o mult jucători. Să știi că de la treaba asta cu Benfica nu erau ceva așa să-mi sară individualități atât de tare cum ți-am spus din ăștia de pe la Fiorentina. Da, mijlocul extraordinar. Aia, da, dar nu erau niște de, de impact din ăsta mondial sau european deosebit. Dar ăștia alții aici găseai. Exact ce ți-am spus. Dar așa să spunem că erau, veneau, erau practic campion mondial, nu? Să spun că Pasarela, Antonioni, altul la Comp și cu Gires, Tigana, ăștia de acolo. Cam ăștia așa și. Și Briegel. Briegel, o forță, o putere mare de tot. N-ai văzut așa. De ce avea nevoie Universitatea în perioada respectivă să câștige mai multe campionate? O conducere și o... Da, e bună întrebare, da. Zic că în perioada respectivă am câștigat destule și cupe. Doar exact ce am spus și trebuia nu să... am avut... Am furat multe, multe meciuri. Se fura mai... Deci să ținem minte că totuși noi am fost un club universitar. Aveam așa una, o conducere la vremea respectivă care să... și din punct de vedere financiar, erau probleme, nu erau așa ușor de a face banii. Și atunci se făceau transferuri tot pe promisiuni. Aveam un singur avantaj la Craiova, era faptul că se făcea o școală, făceai o facultate și practic asta era ceea ce putea să atragă la vremea respectivă. Dacă la vremea respectivă e cum curentul ăsta și tendința asta de acum de a proteja jucătorul. Știi? Am fi câștigat foarte mult mai multe. Pentru că noi, de exemplu, pe deplasare eram
eram călcați în picioare. La multe meciuri, știi? Cam asta era antidotul lor împotriva noastră. Împotriva noastră. Să joace dur, să joace... Da, și nu erau regulamentele de acum. Dar răspund, cu regulamentele de acum, protecția jucătorului care o găsește acum, rar n-ar fi luat cineva titlurile și toate astea și am fi avut și mai multe goluri. Păi aveam situații din astea în care scăpai cu portarul, păi era eliminare, dacă te punea jos, stătea, te lua de gât, punea jos și mergea mai departe, la rămânea în poartă, eventualitatea vreun galben, dar nu era ca acum eliminări și așa roșu, mai departe. Protecția, ți-am spus, o protecție mai mare să fie avut, în special pentru meciurile de deplasare, că acasă deci, și nu ne ajuta nici dacă nu ne ajută arbitrii, nu ne interesa, că oricum își luau. Deci eu vreau să continui și să termin din punctul de vedere. Trebuie apreciat faptul că zilele astea în Craiova e un club foarte bine organizat. În toate punctele de vedere, și financiar și... Dar vedeți, nu totdeauna dai, chiar dacă le ai pe toate. Haideți să vă apropo de organizare și asta. Da. Știe că meciul, ne ducem la asta, cum îi zice, în anul în care am făcut prima calificare în primăvara europeană, în Cupa Campionilor. Cu ăsta am jucat cu la danezi, zi la Copenhaga. Păi, în ziua jocului, deci am avut o deplasare de așa natură încât nu au acceptat reciprocitatea și a trebuit să ne plătim. Noi aveam $14 de la CNEF, așa am plecat, cu $14 pe zi să-ți iei loc de cazare, să dormit păi și mâncare. Nu, stai puțin, să-ți aminte. Păi stai să spun, lasă-mă să... În ziua jocului, asta probabil că asta spuneai, vrei să spui și tu? Nu, nu. Bine, spune după aia, ci tu, în ziua jocului, deci, s-a spus formația de dimineață și primii 11 au avut friptură de vită și ceilalți stăteau la masă. Mâncat la ambasadă ne-am dus. Nu. La ambasadă, spune eu, am mâncat. Nu, mă, cu danezii? Acolo, da. În ziua jocului am mâncat 11 fripturi pe care le-am împărțit cu ceilalți. Atât au putut să ne dea. Ultima întrebare, că mi-i scăpăm. Ce ați simțit când ați intrat prima dată în vestiarul marii echipe a științei? Îți dai seama că era... emoție mare, dar v-am spus, eu mai făcut să mă... trecere din asta, că fiind pe la un tineret, luat de la juniorii școlii sportive și am fost la tineret, aveai echipa de tineret mai făcea deplasări, când făcea deplasări făceam în același autocar, stăteai pe lângă jucătorii mari, Oblemencu, Desemnicu, și știu, generația respectivă care era pe atunci și iar în momentul în care am intrat, sigur, ți-am spus, eram mai apropiați, așa, cu mult. Mai era decât Nanelu Oblemencu, Deselnicu, cine, ăștia mai erau dintre cei Crestu, eram apropiați de vârstă, ne cunoșteam foarte bine, cu Balaș, cu Negrilă, cu toți care erau la vremea respectivă, când am venit eu la Universitatea Craiova, eram apropiați de vârstă și impactul n-a mai fost așa, cum să spun, să te copleșească, copleșitor. A fost mai ușor, dar așa îți dai seama, pentru mine nu a existat decât o singură echipă. O întrebare ar fi fost de acum, la modul că cum a reușit Teașcă să dezmembreze acea echipă atunci. Da, o echipă frumoasă a fost și... Dar să știi că... Cu Oblemencu, da. Eu am cunoscut că eram copil, 16 ani aveam și... Nu era ca acum. Acum dacă le spui să care, că eram geamantane, că eram la deplasări, așa eram noi ăștia mici la... Acum dacă le spui, nu care nimeni. Nu. Există oamenii specializați care plătesc ca să... cu echipa, nu? Aveți care bagajele. Da. Atunci noi, tineretul, unde jos? Hai. Da. Bagajele. Deci... Domnilor, am ajuns la final, vă mulțumim tare mult, e gol. Însă, până să încheiem, aș vrea să-l rog pe domnul Cămătorul, pentru că dumneavoastră ați fost suporter odată și ați pus o întrebare, v-aș ruga și dumneavoastră dacă ați putea să-i puneți întrebare domnului Cârțu ca suporter.
A fost jucător, nu de antrenor, ci nu de... No, domnule, ca, ca jucător. Ah, ca jucător? Ca jucător, da. Numai de ăla, da. Eu îi spuneam ca conducător. Păi, ai văzut, am sărit eu că... Ai văzut? Da, puneam o simplă întrebare. Ia zi-mă tu. Când va câștiga campionatul? Hai de capul, mă, bravo. Dar ca jucător? Ca jucător aveți ceva? Păi știi cum? Noi am fost foarte aproape. Da. Și șansa păi ca jucător fost... n-am ce să-i. Îl cunosc, am jucat, nu am... Zis, de ce nu mi-ai dat, mă, poasă atunci? Când nu ți-am dat nu poasă? Mai aduc aminte. Au fost de multe. Că... Da. Erau foarte multe, nu? Da. Ce zici? Da. Au fost prea multe. Că... Da, la... Restul nu. Nu. Iar ăla cu campionatul... Ce să... Suntem acolo, mereu. Nu vezi? Nu putem să facem pasul ăla. Și cea mai mare supărare a noastră, asta este. Și ne gândim că dacă nu ar fi fost pandemia atunci când a jucat finala acasă, eu știu, ia cu ce? Lumea, dacă aveam lumea, mai mult ca sigur. Având în vedere că și tot ce ni se întâmplă nou cu CFR în ultimul timp acasă, știi? Cu lumea. N-am mai fost bată, n-am mai, știi? E altceva, ar fi fost o altă stare de spirit. Ne-a lipsit publicul și, eu știu, căldurea sufletească a suporterului craiovean tocmai atunci, în momentul ăla. Domnilor, vă mulțumim tare mult. Ce vrem? Da. Vrei să păi nu vreau să spun că s-ar putea ca anul ăsta să iei campionatul frânge la cum. Doamne ajută! Băi, se poate orice, că și matematică am făcut socotele, se poate. Mai poate, înțelegi, da. Da. Fii atent. Că dar depinde de ce niciodată, da. Avem. Da. Și în primul rând ăsta de vineri. Eu am spus-o. Trebuie să bazi la... Eu am spus-o, mă, ne trebuie 9 puncte acum, deci ăsta cu Sepsi și încă cu FCSB-ul, ca să putem să ridicăm pe rând, să jucăm viață, vorba aia, să ne jucăm viața și traiul la la CFR, iar cu Constanța acasă și așa mai departe. Dar ne trebuie neapărat ăștia. Din partea mea și a întregii suflării albalbastre, toată considerația și toate felicitările pentru acel parcurs european, pentru parcursul la Universitatea Craiova, pentru tot ce ați făcut pentru acest club minunat. Ne revedem data viitoare și cu dumneavoastră ne revedem la meciul cu FCSB când veți fi ambasadorul științei. Da. Ne-ai promis. A, să dau drumul la, la centru acolo. Da, la vitra de start. Da. Trebuie să-i cer permisiunea domnului președinte. Președintele nu, că nu vin fără nepotul meu, nu vin. Da, te rog. Băi, cu Petruț, da, mă, să-i dau acolo. Da. Simpatizez că e drăcuț așa. Da. Dar niciun fel de problemă. Se, mă duc acum la 5, la cum e la antrenament. Da, bravo. Dar e speranța mea. Da, știe. E bine. E la fotbal. La 8 ani. Da, domne, da. La, ăla, un băiat nicio la problemă. Academie acolo. Nicio problemă. Mulțumim tare mult. Iar și... noi ne întâlnim peste 40 de ani, că mai serbăm, nu? Doamne ajută, așa să fie. Mulțumim tare mult și felicitări. Bine, mă, peste 20. Bine, mă, peste 20. Felicitări cu dată, mulțumim tare mult. Că vei fi singur atunci. Mulțumim.